suntem în cartea Eclesiastul. Citim această carte și prima reacție este una de confuzie. Aparent, mesajul acestei cărți merge frontal împotriva învățăturilor Sfintei Scripturi. Citești și te mir, cum de Solomon poate spune așa ceva? Cum de în Scriptură pot apărea astfel de afirmații? Pentru a fi înțeleasă această carte, aduceți-vă aminte, trebuie să o privim pe trei coordonate. Trebuie mereu și mereu să avem în minte aceste trei lucruri. 1. Cartea este testamentul spiritual al lui Solomon. Solomon, după ce s-a îndepărtat de Dumnezeu, se căiește de păcatele lui și scrie această carte să o lase posterității, pentru ca noi, sau cei care vin după el, să priceapă care este miezul vieții. Deci este un testament spiritual. Al doilea lucru care trebuie să-l avem în minte este structura labirintică a cărții. Pare o încălceală de tot felul de afirmații. Trebuie să pricepem structura aceasta labirintică. Solomon pornește să cunoască înțelesul vieții, și ca să-l cunoască de la drumul principal, deviază pe tot felul de drumuri secundare, încearcă, vede, încearcă să găsească sensul vieții pe drumurile secundare, își dă seama că sunt înfundate, și se întoarce înapoi la drumul principal, la Dumnezeu mai face câțiva pași, caută în altă parte, iarăși își dă seama că e un drum înfundat ca să descoperi sensul vieții, se întoarce înapoi la drumul principal și întreaga carte este un labirint de felul acesta. Așa că atunci când o citiți, așteptați-vă! Aveți în minte acest sistem labirintic, această structură labirintică, pentru că în momentul în care dați de lucruri confuze, spuneți, stați puțin, Solomon iară s-a încălcit pe undeva. Și la scurtă vreme, câte avertă mai jos, o să-l vedeți cum revine la drumul principal. Pentru a fi înțeleasă, cartea mare are nevoie de încă un lucru să-l ține minte. Și anume, sistemul de referință. Solomon, când face anumite afirmații în această carte, el vorbește dintr-un anumit sistem de referință. El gândește totul, trage concluziile, privește viața și trage concluziile dintr-un unghi, dintr-un sistem de referință determinat de spațiu sub soare. Viața de sub soare, așa o înțeleg. O limită temporală, câtă vreme am trăit, mi-am pus inima să. În timpul acestei vieți, face analiza care o face și trei, intelectul personal, limita intelectuală. Cât putem pricepe cu mintea aceasta. Așa că, de multe ori, concluziile lui, care par puțin ciudate, așa trebuie să le înțelegem. Privind doar lucrurile de sub soare, fără Dumnezeu, scoțându-l pe Dumnezeu din tablou, sub soare, cam așa înțeleg lucrurile. În timpul vieții, în limita aceasta temporală, cam atâta putem pricepe din viață. Cu mintea noastră, cam atâta putem înțelege. Și cu aceste lucruri în minte. Am pornit în călătoria studierea acestei cărți. Am văzut că el pornește la drum și de data trecută vorbeam despre viața ca fiind o goană după vânt. Am spus că viața este ca un fel de joc de puzzle. Spunem atunci cu 500 de piese, dar căruia, joc de puzzle, căruia lipsește imagine de ansamblu. Nu ai pe copertă, ai piesele în față și nu știi ce imagine trebuie să pui la loc. Și ești cu piesele în mână, un puzzle de 500 de piese, dar nu ai imaginea de ansamblu. Și mai mult. Când le numeri, cele 500 de piese sunt mai 400. Și cele care le lipsesc, care lipsesc, nu știi ce piese lipsesc. Nu le poți trece la număr, cum se exprimă Solomon. Cam asta încearcă el să spună în pasajul din capitolul 2. Viața este un joc de puzzle? la care nu știu imaginea de ansamblu și nici nu am toate piesele în mână. Oricât am încercat să-i găsesc sensul, am rămas, am rămas fără să îl găsesc. Și vă aduceți aminte, a am încercat să găsească sensul vieții pe trei cări, calea iluminării sau a educației, cunoștinței, și își dă seama că este goană după vânt, calea plăcerilor, fie ele primare sau foarte sofisticate, nici alea nu te satisfac goană după vânt și a încercat pe calea îmbogățirii. Fie îmbogățirea personală, fie îmbogățirea e, altruistă, să lași ceva valoros în urma ta pentru alții. Nici astea nu te împlinesc. Așa că concluzia lui a fost în întâlnirea trecută că viața este o goană după vânt. Dacă o cauți, dacă cauți sensul vieții sub soare, în timpul acestei vieți și cu mintea ta, viața arată. Cam așa, ca un ou de ciocolată, foarte atractiv, prea atractiv. Și îl iei și încerci să muști din el o gură plină de ciocolată. Și după ce ai mușcat, îți dai seama că este puțin dulce și totul e gol pe dinăuntru. Cam asta este ideea cu care Eclesiastul ne lasă în capitolul 2. Am încercat să găsesc sensul vieții, dar e un pic dulce pe aceste trei căi și o mare bucată de aer, de goliciune, goană după vânt. E bine, astăzi vom face un pas mai departe împreună cu Solomon. Și am ajuns în capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 15. O să citim textul acesta, pentru că aș vrea să fie proaspăt în minte în timp ce îl vom împărți și vom extrage un lucru foarte, foarte practic pentru viața noastră. Așa că, haideți să ascultăm textul Scripturii. Eclesiastul 3, de la versetul 1 la versetul 15. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și îndepărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndelednicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru el decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este, a mai fost. Și ce va fi, a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ceea ce a trecut. Imaginați-vă împreună cu mine. Că există o bancă care îți virează în cont în fiecare dimineață 86.400 de euro. În fiecare dimineață când te scoli în contul tău din banca aceasta, îți învirați 86.400 de euro. Dar această bancă are un specific al ei. Această bancă nu-ți permite să reportezi pentru mâine suma rămasă nefolosită ce ai primit-o astăzi. În fiecare seară banca ia înapoi tot ceea ce n-ai cheltuit din cei 86.400 de euro. Dacă așa ar face banca aceasta, ce ai face? E cheltui pe toți în ziua aceea, nu-i așa? E bine, fiecare dintre noi avem o astfel de bancă. Numele acestei bănci se numește Timp. În fiecare dimineață, banca aceasta îți virează în cont 86.400 de secunde. Și în fiecare seară îți ia înapoi tot ceea ce n-ai cheltuit. Soldul zilei curente nu se reportează pentru ziua următoare în fiecare zi când te scol dimineața, 86.400 de secunde sunt puse în contul tău. Fiecare seară, în schimb, arde rămășițele zilei. Dacă n-ai reușit să folosești depozitul tău, pierderea îți aparține. Nu există o altă posibilitate. Nu există reportare pentru mâine. Astăzi trebuie să trăiești pe depozitul zilei. Investește-ți secundele Astfel încât să nu-ți pară rău. Și Scriptura o spune în cuvintele acestea: răscumpărați vremurile, căci sunt grele. Ca să înțelegi valoarea unui an, întreabă elevul care a rămas repetent. Ca să înțelegi valoarea unei săptămâni, întreabă editorul unui ziar săptămânal. Ca să înțelegi valoarea unei zile, întreabă o femeie însărcinată care suferă durerile nașterii ca să înțelegi valoarea unei ore întreabă doi îndrăgostiți care abia așteaptă să se întâlnească ce lungă pare ora ca să înțelegi valoarea unei secunde întreabă o persoană care tocmai a scăpat dintr-un accident în care o secundă a lipsit ca să fie făcut praf. Ca să înțelegi valoarea unei milisecunde, întreabă persoana care a câștigat argintul la Olimpiadă. Și îți va spune cât valorează o milisecundă. Diferența între locul întâi și locul doi. Valorifică fiecare moment pe care îl ai și nu uita, Timpul nu așteaptă pe nimeni. Ieri este istorie, mâine este o taină, azi este darul lui Dumnezeu pentru tine. Despre asta vorbește Solomon aici. Despre această bancă care îți virează în cont 86.400 de secunde în fiecare zi. Haideți să ne uităm în text și să-l înțelegem și să găsim o aplicație pentru noi. Textul nostru practic se împarte în trei bucăți mari. Primele 8 versete vorbesc despre un tipar al vieții. Apoi următoarele două versete vorbesc despre designerul vieții, despre banca care îți virează timpul. Pentru că ultimele versete, să vorbească despre scopul vieții, despre concluzia vieții, ce avem noi de făcut atunci, dacă așa stau lucrurile. Haideți să înțelegem pasajul de astăzi. Tiparul vieții. Timpul este o caracteristică a omenirii, a fi conștient de timp este un lucru specific umanității. Doar oamenii știu ce e la timp. Nici o altă ființă nu-l simte timpul decât ființa umană. Tulburător însă este faptul că ceea ce faci cu acest timp limitat va determina eternitatea ta. Asta mi se pare copleșitor. Ai un timp limitat la îndemână și modul în care îl folosești îți determină eternitatea. Te înfiori dacă te gândești și meditezi la acest adevăr. Viața are evident un orar al ei, ne spune Solomon în primele o versete. Când citești aceste 14 cuplete de observații, le poți interpreta în două feluri. Primul fel. Fiecărui om îi stă total la îndemână să stabilească, să aleagă ceea ce face cu viața lui, cu vremea care vine peste el. Cu decizia de a stabili care vreme îi când. Este o variantă. Când aleg eu să fie naștere, naștere, când aleg eu să fie moarte, moarte, când aleg să iubesc, iubesc, când aleg să o urăsc, totul ține de alegerea mea. Este un mod de a aborda, de a înțelege acest cuplet înșirat acolo. Dar această prima abordare este una umanistă. Omul este în centru, totul depinde de alegerile mele, de deciziile mele. Un alt mod, la cealaltă extremă, de a înțelege această enumerare a lui Solomon, 28 de lucruri care și au vremea lor. O altă abordare, o altă înțelegere, poate fi următoarea. Există un timp și o ordine prestabilită pentru toate și tu nu ai decât să o accepti și să te supui ei. Vremurile vin peste tine, n-ai absolut nimic de făcut decât să le înghiți și să le trăiești așa cum vin. Această abordare este una fatalistă. Viața este scrisă în stele și n-ai decât să îi te supui. Două extreme. Citești în și spui ce să înțeleg de aici. Să înțeleg că așa cum aleg, așa dorm, cum îmi aștern, așa dorm. Sau să înțeleg că practic pot să mă dau cu capul de toți pereții. Vremurile vin și pleacă cum le chef. mi scris în stele ce mă așteaptă, indiferent ce aleg. Alegerea personală a omului este totul? Tu ești capitanul vieții tale? Tu alegi să fii fericit? Tu îți stabilești viitorul prin propriile alegeri? Sau soarta, norocul, mișcarea cerurilor stabilește aleator viitorul tău? Niște forțe impersonale, oarbe, ne stabilesc orarul sau altfel stau lucrurile. Solomon afirmă clar, altcineva ne stabilește orarul vieții. Nici tu nu-ți-l stabilești și nici soarta nu-ți-l stabilește. Solomon nu promovează nici umanismul și nici fatalismul prin această enumerare de 28 de lucruri care și-au vremea lor. Să nu uităm că orice lucru scos din context devine un pretext. De aceea mă bazez să spun, Solomon nu încurajează nici una, nici cealaltă, nici umanismul, nici fatalismul. Pentru că din context ne dăm seama la ce se referă Solomon aici. Lucru care ne împinge la partea a doua a textului nostru. Viața are un tipar, vremurile vin peste noi cu bune și cu rele. Viața are un orar al ei, un tipar al ei. Că Solomon, după ce enumeră tiparul vieții, vine să ne spună care este designerul vieții. Vine să afirme cine stabilește aceste vremuri peste noi. Ascultați versetul 9 și 10. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire vremea cutare și vremea cutare, este o vremea lui cutare și o vremea lui cutare, am văzut la ce îndelednicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. În alte cuvinte, Dumnezeu stabilește calendarul vieții tale. Și atunci, cum arată acest calendar al vieții mele, acest orar al vieții mele stabilit de Dumnezeu? Ne uităm la această înșiruire și pricepem că, Dumnezeu o stabilește? Și haideți să o înțelegem prin această prismă atunci. Cum arată viața? Viața este compusă din contraste. Primul, prima observație este o vreme a nașterii, o vreme a morții, o vreme a războiului, o vreme a păcii, o vreme a iubitului, o vreme a urâtului și așa mai departe. Viața este compusă din contraste. Este o prima afirmație care o face Solomon aici. Așteptați-vă la asta în alte cuvinte. Viața este un amestec de contraste. Odată ești pe culmile bucuriei și alte ori ești în văile depresiei. Viața este un amestec de contraste. Dar a doua observație care o putem face este următoarea. Da, viața, chiar dacă este un amestec de contraste, ea este și continuitate Adică lucrurile nu doar reapar, ci se și îndreaptă spre un scop după orarul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, nimic nu durează la nesfârșit sub soare, dar nimic nu este complet distrus. Sau să pun altfel, Dumnezeu stabilește vremurile, orarul, dar omul are posibilitatea și potențialul de a-l răscumpăra orarul pe care îl stabilește Dumnezeu peste tine. Adică are posibilitatea și potențialul de a lua ceva bun din vremurile care vin peste el, așa cum le stabilește Dumnezeu. Lucrurile nu doar reapar, ci se și îndreaptă spre un scop precis clădit de Dumnezeu, un soi de prin orașul de jos, pentru orașul de sus. Dumnezeu stabilește vremurile, circumstanțele, și acum fiți foarte atenți, ne îndreptăm spre o aplicație acestei afirmații a lui Solomon. Modul în care răspunzi la calendarul lui Dumnezeu va determina sensul vieții tale. Dar atunci ne putem întreba, asta nu este predestinare, nu este soartă? Dumnezeu stabilește ce vrem, vin peste noi și noi nu avem decât să ne supunem lor. Nu? Și vă spun de ce, să vă dau o ilustrație foarte clară. Nu este predestinare. De ce? Pentru că chiar dacă Dumnezeu stabilește calendarul, ce vremuri vin peste tine, lucru în care, adevăr în care am putea găsi mângâiere, pentru că dacă tu crezi că alegerile tale îți influențează total viața, uneori îți vine să-ți dai palme pentru ce ai ales și să te acuzi pe tine dacă crezi că soarta îți stabilește viața, atunci te revolți la maximum pentru că de ce am soarta asta și nu am alta? Dar dacă înțelegi primul adevăr că Dumnezeu stabilește calendarul vieții tale, orarul vieții tale, vremurile care vin peste tine, poți să vei liniștea că Dumnezeu știe ce face. Și să vedem asta imediat. Dar, să vă dau explicația de ce nu este predestinare. Da, Dumnezeu stabilește calendarul, dar tu poți face ceva. De exemplu, vine iarna, corect? Vine iarna. Vine această vreme numită iarnă. Că îți place, că nu-ți place, că vrei, că nu vrei, iarna vine. Dumnezeu a stabilit această vreme peste noi într-o lună de zile. Iarna vine. Acum este stabilit. Nu pot întoarce acest lucru. Și atunci, eu pot sfida această realitate și să port toată iarna pantalon scurt și tricou. Pot să fac asta. Sunt liber să sfidez anotimpul, dar sunt și un prost să fac așa ceva. Înțelegeți? Cum răspund predestinării vremii iernii? Este alegerea mea să cooperez cu acest fapt prestabilit sau să mă revolt împotriva lui. Libertatea umană nu este îngrădită din pricina anotimpului predestinat peste mine. Venirea irevocabilă a iernii nu înseamnă că sunt condamnat să mor de frig sau de foame pentru că nu mai pot cultiva nimic în grădină, ci pot alege să mă pregătesc pentru vremea numită iarnă și să-mi scot hainele călduroase la lumină, să mi le în cuier, să-mi fac căldură în casă, să-mi strâng mâncare pentru iarnă. Înțelegeți? La asta se referă Solomon și ne spune, oameni buni, treziți-vă! Dumnezeu trimite vremurile care vin peste tine astăzi, acum, în ce vreme te afla, Dumnezeu o trimite peste tine. O poți fi, da? Sau poți coopera cu ea. Libertatea umană nu este îngrădită în niciun fel. Chiar dacă Dumnezeu stabilește vremea care vine peste tine. El stabilește dacă ești într-o vreme de moarte sau de naștere. De rănire astăzi sau de vindecare. De dărâmare sau de zidire. De iubire, relații satisfăcătoare sau de urâre, relații tensionate. De război sau de pace? Dumnezeu trimite vremurile astea peste noi. Tu poți să le sfidezi sau poți să coperezi cu ele, poți să le răscumperi. Poți să le iei și să te adaptezi lor și să nu ridici pumnul către el. Dumnezeu stabilește vremea distracției pentru tine. Tu o poți refuza cu, un, cu o grimasă de dispreț, să spui că doar cei superficial se distrează. Eu n-am nevoie de așa ceva, am întâlnit și oameni din ăștia. Dar dacă Dumnezeu dă voie bună peste tine, de ce să mergi împotriva lor? Dumnezeu stabilește când vine o încercare peste tine. Poți să coperezi cu ea sau să te revolți împotriva ei. Așa că până la urmă, aduceți-vă aminte, modul în care te raportezi la vremurile pe care Dumnezeu le trimite peste tine, au potențialul de a răscumpăra, au potențialul de a te împlini sau distruge. Aplicație. Când am gândit la acesta, mi-am adus aminte de o întâmplare absolut deosebită din Scriptură. Ea se află în fapte capitolul 16. Pavel și Sila sunt bătuți, sunt dezbrăcați, sunt bătuți, sunt aruncați în temniță în Filipi. Și întâmplarea cred că o știți cu toții. Pentru ei era, ca să folosesc termenologia eclesiastului, era vremea urâtului și aruncării cu pietre, a plânsului, dacă vreți. Era un în închisoare. Și textul spune așa. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă iar cei închiși îi ascultau. Dumnezeu trimisese peste ei niște vremuri de greu. Ei puteau să sfideze, să sfideze pe Dumnezeu pentru vremurile astea sau puteau să coopereze cu El în vremurile astea. Atitudinea apostolilor în vremea de suferință a condus la manifestarea lui Hristos înaintea martorilor. Și aici vreau să aduc lucrurile la o aplicație pentru oricare dintre noi. Pentru că aici cred că este miezul întregului pasaj. Vicky Medveds lucrează la Northwestern University în Statele Unite și a condus un studiu psihologic pe medaliații olimpici. Concluzia lui sau a ei este următoarea. ascultați foarte interesantă. Medaliații cu bronz sunt mai fericiți decât medaliații cu argint. Aceasta este concluzia. De ce? Și explică în felul următor. Medaliații cu argint tind să se focalizeze pe cât de aproape au fost de medalia de aur și ajung să fie nemulțumiți cu argintul. Pe când medaliații cu bronz tind să se focalizeze pe cât de aproape au fost să nu primească nicio medalie dar au primit-o și sunt mai mulțumiți de rezultatele lor. Cei care iau argintul sunt de obicei nemulțumiți de rezultatul lor. Cei care au bronzul sunt mai mulțumiți decât cei de pe locul 2. Și acest studiu nu face altceva decât să confirme o fațetă fascinantă și negativă a naturii umane. Și anume, focalizarea ta determină realitatea ta. Ceea ce simțim nu este determinat de realitate obiectivă, de vremea care vine peste noi, ci de focalizarea noastră subiectivă, de ceea ce alegem noi să luăm din acea vreme ce vine peste noi. În alte cuvinte, atitudinile lăuntrice sunt mai tari decât circumstanțele externe. Și cred că asta vrea să ne zică Solomon. Poetul John Milton o spune cel mai frumos. El zice așa: Mintea are puterea în ea însăși și de una singură. Ea poate face un rai din iad și un iad din rai. Unii dintre noi știu să găsească ceva pozitiv în orice situație grea și să se focalizeze pe acel lucru pozitiv. Alții știu să găsească doar ceva negativ în cele mai frumoase situații. Pentru că noi tindem să vedem ceea ce căutăm. Este natura umană. Tindem să vedem ceea ce căutăm. Pavel și Sila știau că Dumnezeu a adus vremea dărâmării, vremea aruncatului cu pietre peste ei. Așa că au decis să caute motive care să-i conducă la lăudarea lui Dumnezeu, la închinarea înaintea lui. De cele mai multe ori suntem împovărați pentru că noi ne-am focalizat pe problemă sau pe vremea ce a venit peste noi. Ne-am reglat obiectivul pe ceva greșit, pe problema, pe vremea grea în care ne aflăm adusă peste noi. În cele mai multe cazuri, soluția este defocalizarea, reglarea obiectivului pe întreaga imagine, pe întreaga perspectivă, să dai puțin imaginea în spate și să vezi întreaga, întregul tablou, nu doar problema, vremea venită peste tine. Pavel și Sila asta fac. Ei au început să se închine, adică să-și ia ochii de pe circumstanțele exterioare și să se focalizeze pe Dumnezeu. Pavel și Sila s-au defocalizat de pe situație și au făcut zoom in pe Dumnezeu. Asta face închinarea restaurează echilibrul. Asta face închinarea. Pavel și Sila știau ceea ce Amy Carmichael a descoperit câteva secole mai târziu. Și o spune așa de frumos. Amy Carmichael este o misionară în India timp de vreo 50 de ani, 56 de ani a stat în India. Ultimii 20 de ani de viață a petrecut bolnavă pe un pat din pricina unui accident. În acești ultimi 20 de ani de viață întinsă pe un pat, a scris majoritatea din cele 40 de cărți ale ei. Și acolo găsești o meditație de a ei pe roman 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează să bine celor, celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor chemați după planul său. Și pune acest verset și ascultați care e concluzia ei. Concluzia este următoarea, citez. Un stăpân înțelept niciodată nu va risipi timpul slujitorului său. Am încheiat citatul. Ce vrea să zică cu asta? Dacă într-adevăr credem că Dumnezeu este un stăpân înțelept, atunci vom ști cu siguranță că El nu risipește timpul slujitorului său. El nu îngăduie vremuri de un anumit tip peste slujitorul lui ca să-i irosească timpul, ca să-l sâcâie, ca să-l uzeze. Dacă Dumnezeu un până înțelept, atunci lasă peste tine vremuri, nu ca să-ți irosească timpul, să te uzeze, ci să-ți-l folosești, să fii eficient. Gândind de astfel ne putem recâștiga echilibrul. Închinare înseamnă reînrămarea circumstanțelor, dacă vreți. Sau a vremurilor, în termenii eclesiastrului, care vin peste tine. Vine anumite vremuri. Le poți sfida, îl poți sfida pe Dumnezeu care le trimite. Sau poți coopera cu el. Vin vremuri grele peste tine. Ești într-o încercare grea. Solomon, Pavel și Sila îți spun reînrămează circumstanțele. Reînrămează-le, pune -le în mijlocul unei rame numite Hristos. Închinare înseamnă să-ți reînrămezi circumstanțele. Victor Frankl avea numărul 119.104 era numărul lui de Auschwitz. Este un gânditor german care a ajuns în lagăr. Și omul acesta a supraviețuit lagărului și a scris o carte faimoasă. Căutați-o și citiți -o. Se cheamă Man's Search for Meaning. Căutarea omului după rostul vieții. După sens. Omul acesta a ajuns în lagărul de la Auschwitz, a suportat cele mai îngrozitoare umilințe și a fost cu noi acolo câțiva și ați văzut pozele acelea în care îi aduceau la triaj și dezbrăcau și bat jocurea un fel și chip. Îți luau tot, tot, tot ce ai și ultima urmă de demnitate umană. Și Frankl, care supraviețuiește acestor ani teribil, din experiența lui ascultați ce spune, citez. Omul lui îi se poate lua totul, cu excepția unui singur lucru. Și anume, ultima libertate umană. Două puncte. Să-și aleagă Atitudinea în mijlocul unui complex de situații date. Am încheiat citatul. În alte cuvinte, omul acesta din experiența lui ne spune și nouă astăzi: Ți se poate lua totul, alții au această posibilitate asupra ta. Ți pot lua totul, până și demnitatea umană. Dar, ce nu-ți pot lua niciodată, este atitudinea ta în fața vremurilor ce vin peste tine. Aia nu-ți o poate lua, aia e a ta. Aia este o decizie absolut personală. Cum te raportezi la situația în care te afli. Cea mai importantă alegere pe care o putem face este alegerea zilnică a propriei noastre atitudini în fața vremurilor ce vin peste noi, pe care Dumnezeu le stabilește peste noi. Nu uitați, focalizarea ta determină atitudinea ta. Pavel și Sila, bătuți cu multe lovituri, prinși în butuci, dar nimic nu poate înlănțui spiritul uman decât dacă ți-l lași înlănțuit. Poți fi pus în toate lanțurile. Poți să fi miezul tuturor batjocurilor și umilirilor posibile la care te poți gândi. Dar spiritul tău, atitudinea ta în vremea respectivă ce vine peste tine, nu poate fi înlănțuită decât dacă-ți-o lași tu înlănțuită. De fapt, circumstanțele de care te plângi devin lanțurile care te leagă. Circumstanțele de care te plângi devin lanțurile care te leagă și le cari după tine. Treci cumva prin niște situații care te înlănțuie? Plângerile tale cu privire la cineva sau ceva au devenit lanțurile tale deja? Poate Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încearcă să spună cuiva ceva în această seară să-ți spună să dai zoom out de pe situația ta, de pe vremea lăsată de Dumnezeu peste tine și să te focalizezi pe El sau să reînrămezi situația în care te afli, să vezi că rama e de la El, totul e prins în ceva. Și apoi, nu uita că exemplul tău în situații de suferință, în vremuri de suferință, Poate fi o mărturie decisivă pentru cei ce te privesc. Temnicerul a fost mântuit, văzând atitudinea lui Pavel și a lui Sila. Ce încearcă să ne spună Solomon, dacă revenim? Încearcă să ne spună următorul lucru. Și anume, Dumnezeu trimite vremurile peste tine, El îți stabilește calendarul, că ți place, că nu ți place. Nu alegerile tale stabilesc calendarul vieții tale. Multe trec dincolo de ce poți tu alege. Și nici o forță oarbă. Dumnezeu îți stabilește calendarul vieții. Unde te afli astăzi, te afli pentru că Dumnezeu a adus vremea asta peste tine. Dar Solomon mai învață un al doilea lucru. Dumnezeu nu te va forța să mergi cu timpurile trimise de El. Dar nu ești înțelept dacă nu o faci. Dumnezeu nu te va forța să cooperezi cu El, dar ești mare prost dacă nu o faci. Iată la ce îndelăgnicire supune Dumnezeu pe fii oamenilor. Care e aceasta? Atitudinea ta în fața vremurilor care vin peste El. Și Solomon își încheie povestea pasajul, gândirea, meditația lui. Concluzionând care este scopul vieții, de la versetul 11 la 15. Orice lucru din lista de contraste menționată deja, contextul ne obligă la asta, orice lucru, adică oricare din acele vremuri care vin peste tine, orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, în rămarea situației măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea care a făcut-o Dumnezeu ce ne spune Solomon? ne spune vremurile care străluiește Dumnezeu peste tine înțelept ești să colaborezi în această îndelendicire care ți-o -ți cere Dumnezeu și nu uita el le face frumoase aceste vremuri el a pus gândul veșniciei îți dă resurs să aduce aminte să le înrămezi cum trebuie că vin de la el. Și concluzionează în felul următor, Solomon. După ce se uită, atenție, sub soare, în timpul vieții, la acest aspect al timpului, umanității, ecclesiastul ajunge la concluzia că omul are nevoie de două lucruri în viața lui. Care sunt alea? bucurie, sau voie bună, veselie și teamă. Omul are nevoie de bucurie și de teamă. Ascultați textul. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire, bucurie, veselie, pentru el decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că am, că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, este un dar de la Dumnezeu. Ce spune acest pasaj? Spune că atunci când orarul vieții, stabilit de Dumnezeu, aduce peste tine lucruri bune, bucură-te de ele și laudă-l pe Dumnezeu pentru ce ți-a dat. Și a te bucura, a te veseli, a juca, nu înseamnă că ai deviat de la scopul vieții, nu înseamnă că e superficial aceste lucruri bune devin rele doar atunci când ele sunt ținta vieții tale și nu o parte din viața ta. Solomon se uită peste viața omului și spune Dumnezeu stabilește calendarul, tu poți să-l sfidezi sau să-l coperezi cu el. Când vin vremuri bune, ai nevoie în viața ta de bucurie. Bucură-te! Dacă treci prin astfel de vremuri, bucură-te la maxim de ele. Dar în viață n-ai nevoie doar de bucurie, ci vine cu următorul verset unde spune Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Bucură-te când vin vremuri de felul acesta și doi temete când orarul vieții aduce peste tine cele neplăcute, temete de Dumnezeu. Pentru că, spune textul, omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Vin peste tine vremuri grele, respectă-L pe Dumnezeu, temete de El. Nu întinde pumnul, nu-L sfida, că tu nu pricepi întregul tablou. Doar Dumnezeu vede întregul tablou. Așa că, concluzia Eclesiastului în acest pasaj ar putea suna așa. Bucură-te de viață și temete de Dumnezeu conform calendarului stabilit de El. Ia viața așa cum vine, știind că Dumnezeu trimite peste tine vremurile. Când e de bucurat, bucură-te. Când e de temut, temete. Secretul vieții este să o privești ca pe un dar, nu ca pe un drept. Aici picăm la examen, aici ne revoltăm. Când credem că viața aceasta e un drept pe care îl avem, nu avem niciun drept, nici unul dintre noi nu avem niciun drept. Viața este un dar. Și dacă viața este un dar, îl primești așa cum ți este dat. că Dumnezeu în bunătatea Lui nu-ți dă numai chin, ai vremuri de bucurie și ai vremuri de temere. Bucură-te de viață și temete de Dumnezeu. Este secretul vieții. Dar pricepe că acest secret al vieții este să o privești ca pe un dar, nu ca pe un drept. Dar dacă m-aș opri aici, ar fi foarte puțin. Ar fi ca și cum omul este condamnat să trăiască de partea de pe dos a tapiseriei, ca să mă exprim figurativ. Dacă te uiți la o tapițerie, pe partea din dos, vezi o grămadă de fire colorate, înodate a iurea, încălcite acolo, vezi culorile, vezi o grămadă de noduri, dar tu nu vezi imaginea, tu ești pe partea de dos a tapiseriei. Vă aduceți aminte ce v-am spus în fiecare întâlnire și o voi spune în fiecare întâlnire? Afirmația cheia eclesiastului este următoarea. Omul este prea mare pentru spațiul de sub soare. Tu ești prea mare pentru spațiul de sub soare. Sau pentru spațiul, pentru partea de dos a tapiseriei creată de Dumnezeu. Noul Testament completează informația. Noul Testament nu face altceva decât ne spune vino aici, de partea asta la alta tapiseriei, ca să vezi imaginea completă. Sub soare tu vezi dosul tapițeriei, o grămadă de noduri, fire colorate, nodate aiurea. Mai pricep câte ceva, dar nu foarte mult. Noul Testament vine și îți spune Vino pentru moment de partea asta la alta tapițeriei. Uită-te ce tapițerie creez eu, zice Dumnezeu. Și apoi întoarce-te înapoi sub soare și trăiește-ți vremurile așa cum vin. Efesen 1 În el avem răscumpărare. Asta e partea din fața tapițeriei. Și noul testament spună, uite-te, asta lucrez eu, zice Dumnezeu. Asta lucrez eu. Ce? Ascultați, câteva cuvinte doar. În el în Hristos avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, partea din față a tapițeriei. După planul pe care îl cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ, adică de sub soare. Ce spune acest text? Spune că Dumnezeu pregătește o tapițerie extraordinară și lucrează la ea. Câtă vreme suntem sub soare, vedem dosul ei. Dar el spune, uitați-vă puțin să vă întorc, uitați-vă, vedeți? Eu asta lucrez pentru voi. La asta să vă așteptați. Și apoi întoarce înapoi și zice, trăiți acum bucurându-vă de vremurile care vin peste voi și temându-vă de Dumnezeu. Până atunci, când veți vedea partea din fața tapizeriei, aduceți-vă aminte că toate lucrurile, toate vremurile, ca să adapteze. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu în stăpân înțelept, nu irosește timpul slujitorului său. Mă uit la Domnul Isus și văd că inclusiv Domnul Isus a știut să trăiască așa, să se bucure când trebuia să se bucure și să se teamă când trebuia să se teamă. Uitați-vă la Domnul Isus, mergând la petreceri, la nunți. A venit fiul omului mâncând și bând, zici, și ziceți, iată un mâncăcioș și un băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Iisus a știut să se bucure. Atunci, atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Iisus le-a răspuns, se pot jăli în un și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile, vor veni vremuri când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Bucură-te de viață când poți să te bucuri. Teme-te de Dumnezeu când trebuie să te temi. Și sigur că atunci când spun bucură-te de viață, nu înseamnă să faci tot ce vrei și doar lucrurile imorale, alea sunt reglate de Dumnezeu. Dar bucură-te de viață în voia lui Dumnezeu, la maxim. Și teme-te de Dumnezeu, la maxim. Iisus a știut să se bucure și să se teamă. Când s-a temut, ascultați-l în grădina Ghețimanii. Apoi a mers mai departe, mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Și știți întâmplarea. Nu cum voiesc eu, Doamne, ci cum voiești Tu. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul, a venit vremea ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. A știut să se teamă de Dumnezeu când a venit vremea. A știut să o facă. Așa că în încheiere, aș încheia în felul acesta. Viața ta este suficient de lungă pentru a-ți împlini scopul pe care îl are Dumnezeu cu tine, dar prea scurtă pentru a risipi orice moment. Oare nu cumva Dumnezeu îți virează în contul zilei de azi vremuri de plâns, de râs, de război, de pace, de dărâmare, de zidire? Folosește-le! Închină-te! de viață și temete de Dumnezeu! Tatăl nostru care ești în ceruri, să încercăm să-ți mulțumim pentru vremurile care le-ai stabilit pentru noi, pentru orarul vieții noastre. Și dacă în anumite părți ale orarului am ridicat pumnul și am scrâșnit din dinți și te-am dezonorat cu gândurile noastre, cu cuvintele noastre, cu atitudinile noastre, cu urletele noastre, cu disprețul nostru, Doamne, te rugăm frumos să ne ierți. Te rugăm frumos să ne încadrezi în tapițeria aceea în care găsim răscumpărarea în Hristos, iertarea păcatelor. Vrem, Doamne, să fim dintre aceia care vor fi aduși la oaltă, cele din ceruri și cele de pe pământ. Te rugăm frumos, Doamne, să ne însoțesc spre casele noastre. Și să ne înveți să ne bucurăm de viață în timp ce ne temem de tine. Așa te rog pentru fiecare din cei prezenți aici. Și îți mulțumim frumos. Amin.